meciului eventual de baraj. Aici pauza, pauza, iese Moldovan, poarta este goală, e penalti. Este penalti și să vedem avertismentul, să vedem cartonașul mai exact. Cartonaș galben, n-au fost 30 de secunde din startul reprizei a doua. Bauza cred că vrea cartonaș roșu, cred că acesta este motivul. Iată ce este în apărarea Rapidului sau ce nu este, că nu este nimeni. Se va discuta mult despre această fază, să știți. În legătură cu culoarea cartonașului. E de discutat, e de discutat. Arbitrul a văzut clar că a luat decizia de a arăta doar cartonaș galben. E la limită. Ce moment! Ce moment! Compagno poate să aducă în avantaj pe Craiova după ce, practic, să zicem, acum două minute fără pauză Craiova era echipa condusă. Compagno, moldovan în poarta Rapidului. Giuleștenii chiar au rămas la cabine, la propriu, ținând cont de ce a putut să fie în apărarea Rapidului. Compagno! Scărița lui Compagno! Gata, gata să atingă această minge portarul moldovan, dar Compagno reușește dubla. Unul la doi. Rapidul n-a mai fost condusă de când a pierdut ultima partidă, care a fost fix în fața adversarului din această seară. Schimbare la Rapid. Iese Dandea și intră Romario Moise. Nu mai merge cu 5 fundași. Interesant este că și la ultima înfrângere suferită de Rapid, chiar cu adversara din